Școala ar trebui să ne învețe, în primul rând, din punct de vedere vocațional, ce ne se potrivește. Ar trebui să creeze tot felul de exerciții care să ne permită să înțelegem profund în interiorul nostru ce ne reprezintă. Și secretul secretelor e faptul că atunci când ai intrat în interior și ți-ai dat seama de lucrul ăsta, tu ai acces nelimitat la energie. Dacă vrei să ai acces nelimitat la energie, e foarte simplu. Îți spun chiar acum cum să faci. Uite așa. Identifică foarte exact ce îți dorești să faci. Am un test pe care îl dau oamenilor cu care lucrez în sistem coaching și îl numesc testul reper. Le spun, dacă vrei să ai un reper despre cum ar trebui să se desfășoare viața ta în continuare, răspunde la 5 întrebări, acronimul REPER. În primul rând, ce anume este, din punct de vedere al pieței, al oamenilor din exteriorul tău, al prietenilor tăi, al anturajului tău, ce anume este recunoscut la tine ca fiind talent? Deci, cu alte cuvinte, pentru ce primești recunoaștere de la cei din jur? Pentru că e absolut fascinant. Ăsta e R-ul din acronim. E absolut fascinant să constați că oameni care au talente deosebite nu-și dau seama că le au. Le se pare foarte firesc să facă un anumit lucru. De exemplu, pentru mine e atât de firesc să scriu, încât uneori am nevoie să-mi reamintească cineva că sunt bun la asta. Când primesc feedback de la baza mea de date, de la peste 20.000 de cititori, primesc feedback și îmi spun, keep going, continuă, scrie bine, mă inspiri. Asta mă ține în priză pentru că primesc recunoaștere. Deci pentru ce talent primești recunoaștere? Asta e primul lucru. Apoi, primul E vine de la energie. Ce activitate din viața ta de zi cu zi îți dă energie? Dar știi cum? Energie. Energia entuziasmului, nu un pic de energie. Energie, foarte multă energie care o poți transforma creativ. În afară de faptul că îți dă energie vitală, fizică, te simți bine în corpul tău, ar fi bine ca acea activitate să-ți placă. Să-ți placă, pur și simplu, să-ți producă plăcere în interior. Ăsta e P-ul. Să-ți producă plăcere în interior. Dincolo de faptul că îți produce plăcere, ar trebui să-ți dorești foarte, foarte mult să evoluezi în direcția perfecționării tale în acea activitate. Asta e al doilea E din reper. Adică evoluție continuă. Să vrei să te dezvolți mereu. Mă surprind uneori când în chipurile mă plictisesc, nu mi se întâmplă niciodată să mă plictisesc în adevăratul sens al cuvântului, dar când prind un pic de timp liber, deschid un filmuleț pe YouTube, mă uit în el și zic, ok, hai să vedem un speaker bun, un vorbitor public bun. Ce face? Poate am prilejul să rafinez ceva din propria mea tehnică, poate învăț o metodă nouă, poate îmi dau seama cum aș putea să frazez o anumită idee sau concept. Asta înseamnă evoluție continuă, înseamnă să vrei mereu 1% în plus, să vrei mereu ceva în plus, să vrei să obții... Să te apropii de perfecțiune în fiecare clipă. Și, în sfârșit, ultimul R vine de la recunoștință. Cu alte cuvinte, când te gândești la activitatea respectivă pe care o faci în fiecare zi, pentru care ești recunoscut, care îți dă energie, care îți place, care te face să evoluezi, ce simți, de fapt, din punct de vedere spiritual? Te simți recunoscător pentru faptul că poți, în existența ta limitată pe planetă, să faci acel lucru și ți s-a dat această alegere. Gândește-te, din punct de vedere istoric, câți oameni care au trăit în epoci mai puțin fericite decât epoca în care trăiești tu, n-au avut posibilitatea să-și exercite talentele. Și în momentul în care ai acest reper foarte bine structurat și conturat în interiorul sufletului tău, atunci vei ști că ești pe direcția pe care
Meriți să fii. Că vei ști că performezi pe filonul vocației tale, vei ști că ești într-un fel de călătorie eroică, iar erou ești tu. Și când ai acest reper, ai energie. Când ajungi să faci, să zicem, 80% din activitatea unei zile, numai ceea ce reprezintă reperul tău, în momentul ăla ai energie nelimitată. N-ai cum să n-ai, pentru că este exact activitatea care îți dă energie. E sursa ta de entuziasm. Multă lume zice, bine băi Andy, dar în viață mai trebuie făcute și lucrurile care nu-ți plac. Sunt scrise tot felul de cărți. Fă primul lucru în prioritățile zilei, ceea ce detești, ceea ce nu-ți place, dar trebuie făcut. E adevărat. E adevărat. Sunt situații în care chiar trebuie să faci ceea ce nu-ți place, pentru că altfel sistemul nu mai funcționează. După părerea mea, acel ce nu-mi place ar trebui să se limiteze în primul rând ca timp, în decursul unei zile, ca medie temporală, la aproximativ 20%. Sunt situații în care nu poți fi 20%, e full day, e toată ziua, pentru că ai depus la punct sistemul. Dar faptul că pui la punct sistemul nu ar trebui să devină normă. Ar trebui să fie doar o etapă în evoluția ta către propria libertate. Și dacă vrei într-adevăr să ai mai mult timp, există o metodă, iarăși, foarte simplă. Îți poate schimba viața, uite așa. Identifică în jurul tău care sunt oamenii cărora le place să facă ceea ce ție nu-ți place. Repet, identifică în jurul tău care sunt oamenii cărora le place să facă ceea ce ție nu-ți place. Cum îi identifici? Prin networking, prin relaționare, prin socializare, prin a ieși în oraș și a vorbi cu unul, cu altul. Identifică-i în rețeaua ta pe cei cărora le place să facă ceea ce ție nu-ți place și propune-le un deal, propune-le o afacere, propune-le un sistem în care ei să poată să facă activitățile lor reper în compania ta, în vreme ce tu faci activitățile tale reper. În momentul ăla se produce relația perfectă. S-ar putea să-ți ia 6 luni să identifici acei oameni cheie sau 2 ani. Dar merită. Pentru că atunci ți-ai format un glob, ți-ai format o echipă în jurul tău care îți permite să faci imensa majoritatea timpului tău activitățile tale reper. Și sigur, apoi o să apară un proiect nou și încă un proiect nou și să trebuiască să o iei de la capăt. Dar cel puțin ai stabilizat pe anumite zone din viața ta profesională acea situație în care tu te bucuri de ceea ce faci, iar la sfârșitul zilei ai de fapt mai multă energie decât aveai la începutul zilei. Și dacă alegi să nu te implici în alte proiecte noi, ceea ce poți face să mergi acasă, să te bucuri cu familia ta, energia care ți-a rămas, care e de fapt multă, o poți împărtăși cu membrii familiei tale, cu cei dragi, cu copiii tăi, cu partenerul tău de viață, cu prietenii. Și în felul ăsta, timpul pe care îl folosești nu mai este 24 de ore. Nu mai este 24 de ore în care ai sentimentul că n-ai făcut nimic în ziua respectivă. Avem sentimentul că n-am făcut nimic într-o zi pentru că nu ne place ceea ce facem. Pentru că altfel vom avea sentimentul că de fapt e nerelevant timpul. Și știu că poate să sune utopic, dar dacă vrei să faci rost de timp, felul în care faci rost de timp este făcând 80% din timp ce-ți place. Și atunci faci rost și de energie și de timp, pentru că obții timpul respectiv dând celor care își doresc să facă ceea ce ție nu-ți place, posibilitatea să facă. Ai nevoie de o abilitate pentru asta, e abilitatea de a influența, abilitatea de a comunica, de a convinge, de a structura în jurul tău un ecosistem care să-ți permită să faci asta. Este ceea ce fac antreprenorii de succes care nu sunt
martiri pe altarul propriului lor business, care își permit să călătorească, își permit să plece din activitatea lor profesională 6 luni și când se întorc, afacerea lor de fapt funcționează mai bine. Și asta le permite ceva în plus. Le permite să-și dezvolte o viziune a prosperității. Când vorbim de prosperitate, abundență, lifestyle, bani, majoritatea oamenilor pornesc de la ideea că banii se obțin punând osul la treabă, muncind din greu. Și este o resursă foarte perversă, banul, pentru că la nivel societal suntem învățați, prin mesaje contradictorii, suntem învățați că fie banii n-aduc fericirea, fie banii sunt ochiul dracului, fie banii trebuie strânși, banii albi pentru zile negre, fie sunt subiect tabu. De fapt, banii sunt doar atât, o măsură a valorii pe care tu o manifesti. Și nu sunt singura măsură, dar sunt cea mai la îndemână măsură. Pentru că în familie se poate măsura valoarea pe care unul din membrii familiei o aduce în bani. În business se măsoară valoarea pe care afacerea respectivă o aduce clienților în bani. Sunt peste tot în jurul nostru și atunci sunt cea mai facilă măsură. E ușor de măsurat ca rezultat extern. Și chiar dacă nu aduc fericirea, sunt o componentă importantă a vieții fiecărui om și fiind o măsură, sunt foarte strâns legați de ideea de progres. Pentru că poți să măsori cu unitate monetară progresul. Ceea ce știm de la studiile Harvard despre progres e faptul că progresul este direct legat de fericire. Cu alte cuvinte, când un om simte că progresează către un obiectiv, este mai fericit. Cu alte cuvinte, logic este să înțelegi din ecuația asta că banii sunt o măsură a fericirii. O măsură, nu singura. Acum, lăsând filozofia la o parte, dacă tu ți-ai creat în jurul tău un sistem care îți permite să pleci, să te detașezi de business-ul tău și să gândești strategic, crezi că o să atragi mai mulți bani în viața ta sau mai puțin? Și eu numesc asta viziunea prosperității. Viziunea prosperității se obține atunci când tu reușești să te detașezi de ce ai realizat până la momentul respectiv și să te gândești liniștit, detașat, calm, cum anume pot să aduc mai multă valoare celor pe care îi servesc. Și stai așa cu un cocktail în mână pe plajă și te gândești la lucrul ăsta și la un moment dat o să înceapă să-ți vină idei în această stare de relaxare. Și apoi o să te întorci în focul acțiunii și o să implementezi acele idei. Și când ai genul ăsta de abordare, de fapt, obții pe o perioadă mai lungă de timp mult mai mulți bani, mult mai multă prosperitate decât muncind în fiecare zi la birou, stresat și agitat. Și crede-mă, îți spun asta din perspectiva unui om care abia descoperă acest fenomen fascinant al relaxării și detașării, dar cu o intenție în minte, cu intenția de a aduce mai multă valoare. Când mă duc să mă relaxez undeva la munte, îmi propun două lucruri. Primul dintre ele este să mă gândesc cum aduc mai multă valoare. Și al doilea, îmi încarc mintea cu idei noi. Citesc, ascult materiale audio, vizionez tot felul de tutoriale video despre prosperitate, despre public speaking, că asta mă interesează pe mine, despre cum să scrii eficient materiale de vânzare, despre orice lucru, orice domeniu care îmi poate aduce mai multă competență în a-i servi pe cei cărora îmi doresc să-i servesc, adică în special pe lideri, pe oamenii cu spirit antreprenorial. Și fascinant ce rezultat obții pe sistem de pârghie. Creezi o viziune, ai un ecosistem în care poate implementa acea viziune
și faci în fiecare zi ceea ce e o activitate reper pentru tine. Sau, mă rog, 80% din timpul unei zile faci activități reper pentru tine. Și cu genul ăsta de, de strategie de viață, practic, ajungi la un lucru pe care dintotdeauna mi l-am dorit și abia acum începe să devină fizic vizibil în viața mea, și anume, nu construiești, nu-ți construiești viața ca să ai un business. Îți construiești un business ca să-ți permite să ai o viață așa cum ți-o dorești. Și sper și îmi doresc din tot sufletul pentru tine ca 2013 să însemne asta. Să însemne o schimbare de paradigmă vis-a-vis de ce înseamnă munca, ce înseamnă energia, ce înseamnă succesul, ce înseamnă împlinirea. Îți doresc un Crăciun fericit, îți doresc sărbători cu bine, îți doresc un an nou în care nu doar să știi încotro te îndrepți și ce vrei să obții, ci să obții și ușor.